Bună! Bine v-am regăsit într-un nou video! Uitați ce am eu aici! Un colet de la Pharmacy, după cum ați văzut și în titlu, primul meu colet de la Pharmacy. Sunt tare, tare curioasă să văd ce am aici. Apropo, am pus comanda miercuri seară și astăzi este vineri și da, a ajuns. Și mai fac o paranteză. De la ora 1 aștept coletul și de-abia acum e ora 15 și ceva. Deci am fost foarte, foarte nervoasă că am crezut că nu mi-l aduce astăzi și... Ați muzica? Mai trebuie să stau până luni. Mami. Mami, ați muzica? Păi muzica, mama, dar pui căștile. I-am dat telefonul ăsta la alt. Ca să pot desface. No, bun, am aici un cuțit. Nu mi-am găsit foarfeca, așa că am luat un cuțit. Oricum, Alessia nu are acces, așa că desfac. Acum l-am și primit. Acum am zis că îl filmez repede. Că sunt foarte, foarte curioasă să încerc produsele. Bun, așa arată. Deci vă rog din tot sufletul să mă scuzați. Cele care aveți copii mici știți ce înseamnă. Am filmat tot coletul. Fiecare produs în parte, dar credeți-mă, nu mi-a plăcut deloc. Și toate le-am șters. Bine, mi-a mai lăsat la început ceva. Când a făcut Alessia crizele, ce le-au făcut la sfârșit. Am culcat-o pe Alessia, așa că m-am pus, zic, hai că e momentul, mai filmez odată, cu calm, în liniște și sper să iasă. No, așa e când ești copilaș și cu noi, n-aveți ce să facem. Fiind fetiță, e curioasă, îi place. No, asta e. No, bun, dragilor, am aici catalajele, deci puteți să apelați liniștite la mine. Cam tot ce trebuie. Am 3 catalaje. Factura o las aici pentru că nu mă prea descurc să văd fiecare ce e. Că știți de ce? V-am arătat cutia, e destul de mare și grea. Și acum, de setul ăsta știam. Mi l-am pus, e setul de bun venit. Va fi o surpriză pentru mine când îl voi desface pentru că nu știu ce e în el. Nu m-am uitat. Dar am o grămadă de produse. Cred că mai mult ies gratis, cadou, decât ce-am comandat. Și de-aia vreau să mă uit aici pe factură, unde e 00000, o grămadă care le-am primit cadou. De-aia, să mă descurc. Bun, setul de bun venit. Știu că am aici, în comunitatea asta mea frumoasă, o grămadă de mămici care folosesc produsele. Și știu, sigur că ele știu ce se află în setul acesta de bun venit. Deci, pentru început, vreau să vă arăt ceva super, super. Un parfum și o loțiune de corp. Deci parfumul ăsta, eu l-am desfăcut, v-am spus că le-am desfăcut pe toate. Îmi place așa de mult, îl ador. Miroase așa bine pe piele. Foarte, foarte bine miroase. Lăsați în comentarii cele care cunoașteți parfumul. Acesta este. Uitați ce sticluță frumoasă. Lăsați-mi, vă rog, în comentarii dacă vă place și vouă și dacă persistă. Nu pot să-mi dau cu părerea dacă persistă sau nu, pentru că e prima dată când îl am. Eu am mai avut unul. Cred că a trecut cam 2 anișori de atunci. Era Alessia micuță, da. Și mi-am comandat un parfum de la ei. Atunci, practic, a fost prima dată când am avut de-a face cu produsele de la Pharmacy și toate mi-au plăcut. Am avut un parfum, era sticla cu negru și capacul la fel, auriu. Așa mai lat. Nu mai știu cum se numește. Nu știu dacă mai este și acum în catalog, dar mi-au plăcut la nebunie. Doar că, nu știu ce am avut atunci, o perioadă
nu mai suportam, după ce am născut, interesant, nu mai suportam parfumurile tari, nici parfumurile dulci, nu le mai suportam și l-am dat la soră mea. Dar acum vreau să mi-o recumpăr și pe ăla, dacă mai este. Hai că termin eu, Camele, că eu nu mă mai opresc. Deci parfumul ăsta, vai ce bine miroase. E divin. Deci credeți-mă, miroase foarte, foarte bine. Nu uitați să-mi lăsați acolo în comentarii cât persistă. Deci parfumelul. Loțiunea de cor. No, păi dacă parfumul miroase bine, clar și loțiunea miroase bine. Așa. Are 100 de mililitri. Ce baie fac eu acum seara. Și mă cremuiesc. Bun, să trec mai departe. Parfumul se numește Madame. Așa. Stați să-mi aduc aminte ce m-am mai comandat. O cremă de mâini. Deci așa, așa bine miroase. Uitați. Și așa micuță și așa finuță și... Și numai bună, dar pus în geantă. Și așa, eu nu prea am obiceiul și știu că nu-i bine, nu prea am obiceiul să folosesc cremă de mâini. Am. Tot îmi cumpăr, dar că... Na. Păi, numai cireșe miros mâinile mele. Păi ce bine miros. Doamne, că deja am vorbit 5 minute. Deci, crema de mâini. Deci, comanda asta a ajuns numai la fix. Mi s-a terminat gelul de igienă intimă și am zis, de ce nu? Să încerc și gelul de igienă intimă de la ei. Și au avut un super preț. Bineînțeles, le-am luat toate la reducere dacă m-am făcut consultant. M-am înscris la ei și am avut reducere. Mai fac o paranteză, voi știți că mie îmi plac reducerile și când aud de reduceri, opa, și Mariana e prezentă. Deci așa arată gelul de igienă intimă. Deci e prima dată când îl cumpăr. O să vă spun pe parcurs cum este, dacă îmi place. Bun. Ce mai am aici? Lacurile. Deci lacurile, pot să vă spun cu mâna pe suflet, sunt cele mai bune. Deci mi-am luat așa culori din astea mai nude. Ăsta e un fel de roz. Nu roz. Da, un fel. Așa. Asta știu că se păstrează foarte, foarte bine pe unghie. Bun, deci alea le-am avut la comandă, pe comandă. Am mai avut un luciu de buze, din ăsta mat. Uai, ce bine, ce bine miroase crema asta. Frumoasă nuanță. Și miroase bine. Eu nu știu de ce, dar am obiceiul să miros tot. Dar crema asta și parfumul? Ce bine miroase. Bun. Și acum urmează cadourile. Deci, practic, astea au fost pe comandă, ce v-am arătat până acum. Și acum cadourile. Aici am un gel de duș. Și ăsta îi... Toate sigilate. Ăsta nici nu l-am mirosit. Wow. Vai, ce bine miroase și ăsta. Doamne, nici nu vine să cred. Foarte bine. Voi l-ați încercat? Așa arată. Deci l-am primit cadou. Ce am mai primit cadou? Un săpun.
Să pun. Deci credeți-vă că miroase așa prin ambalaj. Nu, amică, nici nu mai știu a ce miros. A parfum, a cremă, săpun. Unde și săpunul cadou? Nu vine să cred. Am primit mai multe cadouri decât ce-am comandat. Aici am un spumat de baie și ăsta l-am primit cadou. Super! Ce mi-a făcut Alesia cu el? Deci și ăsta miroase divin. Trebuie să-l șterg bine că cură. Toată s-a făcut ea. Wow, ce bine miroase! Uite, și aici în cutie. După care, iar cadou, un deodorant. Și de deodorant aveam nevoie. Aproape mi-a terminat. Mă, pe bune! Chiar superb! Acum, îs curioasă cum și protejează. Aici scrie 48 de ore. Eu folosesc de obicei, da. Acolo mă împac cel mai bine și am zis, hai să încerc, de ce nu? Având reducere, sare Mariana. Foarte bine miroase. Doamne, câte cadouri, ce mai am aici? Ce-o fi și ăsta? Mascara. Apropo de mascara asta, am auzit numai lucruri bune. Deci numai lucruri bune. Uai, și viața. Hai să-l miros și pe ăsta. Deci, mascara cadou. Nu vine să cred. Doamne, câte cadouri. Și stați că mai am încă ceva. Încă un ruj din ăsta lichid. Asta e o culoare mai... Vai, foarte, foarte încântată de toate. No, acum numai cu rujul o să mă vedeți. Și machiatul. Acum chiar o să mă fac. Vai că mi-a amorțit piciorul. No, bun. Cum era să uit? Cum era să uit? Setul de bun venit. Unde mi-am pus eu? Nu știu ce mi-am făcut eu cu cuțitul. Nu știți voi. Opresc și mă duc după ceva să... Da. Și hai să vedem ce avem aici. Eu nu sunt așa familiarizată cu produsele astea, așa că nu pot să vă spun foarte, foarte multe despre ele. Dar pe parcurs... Cu siguranță. Bine ai venit! Te așteaptă o călătorie extraordinară. Vai, și cutia asta e superbă! Wow! Uite, așa arată. Bine, puteți face să nu vi-l comandați dacă nu vreți. Da, avem așa ceva plianche. Mostre de parfum. Parfumul. Oh, că nici nu știu. Stai să vedem ce cataloge. Avem cataloge? Așa. După aia, încă un catalog. Așa. După aia, ăsta cu culorile. Wow, și ce e aici?
No, acum să vedem ce sunt astea. Deci, monstre din astea de parfumuri, 5, 6. 6, 6. Wow, wow, wow. Mulțumesc! Deci, aici avem un gel. Un gel pentru masaj. Wow, ce mentolat! Deci... Super! Foarte mentolat! Bun, un gel. Ăsta e șamponul. Deci, cred că e cel mai vestit de la farmacie. Bine, am auzit vorbindu-se foarte, foarte mult despre el. Bine, și ăsta e sigilat. Toate vin sigilate. Foarte, foarte mult am auzit vorbind. Și miroase bine. Deci nu miroase a usturoi. Deci, un gel. Un gel, un șampon. O, și o cremă. Și despre crema asta am auzit numai lucruri bune. Și bine că nu mi-am comandat. Am vrut să-mi pun un set întreg cu demachiant, cu gel de curățare, cu cremă. Dar în comanda viitoare. Aici am o cremă de față. Vedeți cum arată. Așa. Scuzați cum miroase. Foarte bine. Nu cred! În curuj! Deci, acum credeți-mă. Să-mi dați acolo comentarii când mă mai vedeți nerujată. Așa. Nuanța? Ce nuanță e asta? 203. Deci am 203. 05 și 04. 05, 04 și 203. Hai să fac aici să vedem diferența. Uitat. Deci nu vine să cred, am 3 rujuri. Rujuri lichide. Simcă ceva. Asta cred că este... O pastă de dinți. Tare bucuroasă să o încerc și pe asta. Ce asta miroase bine. O pastă de dinți. Dar parcă e un pic mai mirosul acela mai fresh, așa, nu știu cum, mai puternic. No, bun, cam asta a fost tot. Să le pun apoi în cutie. Deci îmi place la nebunie cutia asta. Așa. Și sunt foarte, foarte încântată de șampon. Foarte încântată. Și de gelul ăsta. Să vedem. Mă doare piciorul. Mă amorță piciorul. Imediat îmi fac un masaj. Și rujurile. Și monstrele astea. Na, bun. Le pun acum la loc. Bun. Cam asta a fost tot. Deci am ales eu să devin consultant farmacie. Nu zic, în ultimul timp, dar cred că este cam un an de atunci. Cred că încep să primesc, am început să primesc tot felul de mesaje pe Instagram, pe Facebook, cum de fapt și voi, cred că nu-i nimeni care nu o primit, dar nu le băgam în seamă, ziceam, înapoi cu farmacii, cu nu știu câte MLM-uri, știți voi.
Și nu le băgam în seamă, efectiv. Am postat săptămâna trecută un video și o fostă colegă de-a mea de la lucru mi-a scris: hei, nu ai vrea să încerci? Și așa am intrat în vorbă cu ea. Pot să spun că până acum nu am avut așa dintre apropiați consultant. Deci nu prea știu la cine mi-am făcut eu comandă, am făcut-o prin cineva și așa. Am avut 2 ani. Dar așa printre apropiați nu am avut. Ei, și îmi scrie colega mea, fosta colegă, și zic: mă, hai, da, să văd, trimite-mi un catalog, să văd prețuri, să văd. Dar zice ea: hai, te poți înscrie ca și consultant și beneficiezi de reducere plus cadouri. Da, hai să văd, de ce nu, când, că știți voi, eu când aud de reduceri, îți prima. Da, și așa am ales eu să devin consultant. Sunt bucuroasă să încerc produsele și, de ce nu, să îmi spun aici o părere despre ele. Știu că poate o să fiu judecată, dar fiecare încearcă ce își dorește, ce îi place, bineînțeles. Acum asta rămâne la alegerea fiecăruia. No, bun. Eu vă aștept acolo în secțiunea de jos cu comentarii, dacă cunoașteți produsele de la Farmasim, dacă le-ați încercat, cât persistă parfumul. Și așa să mai discutăm, că eu sunt la început, deci practic eu m-am înscris, mi-am făcut cont. Știți că marți am postat eu un clip și colega l-a văzut și mi-a scris. Și atunci mi-am și făcut cont. Ce bine miroase și crema. Ei, și ne auzim pe parcurs cu părerile. O să vă spun și credeți-mă sincer, dacă îmi place, dacă nu îmi place, cum e și gelul acela de igienă intimă, eu îl folosim ăla de la Nivea și am mai folosit și din Lidl, dar ăla nu mi-a așa plăcut. Și acum sunt curioasă de el. Și spumantele de baie. Să vedem. Na, bun. Eu o să vă las un link în secțiunea de comentarii dacă doriți să vă faceți și voi cont, să deveniți consultant, să vedeți ce prețuri sunt, câtă reducere aveți, câte primiți cadouri. Deci, practic, aproape că am primit mai multe cadouri decât am comandat. Și cam atâta. Na, bun. Până data viitoare, rămâneți cu bine, aveți grijă de voi, nu uitați să vă hidratați, că căldurile astea ne dau bătăi mari de cap, să vă hidratați, să zâmbiți și să fiți recunoscători de viață. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!